toate aceste, contracte care sunt prezi sub regiunea improvizării, toate acestea sunt absolut aleatorii. Poate, cum a spus Mestru Mandar, poate are chef, are poftă să vină. Vrea să vină, cum a convenit Coșii Glorii, să facă un turneu prin Ardea, când l-a invitat la Testamentul, că bineînțeles, dar facem, mergem prin Ardea, vin la Cluj, vin la Târgu Mureș, mă întâlnesc cu prieteni, facem, hai să spunem așa mai complicat, facem o șuletă. Da? Dar vă asigur, în Coșii Glorii, oricât de sufletist ar fi, nu va face un, un țel în viața sa artistică să vină în mod regulat la Cluj, la Târgu Mureș, la Târgu Mureș, nu mai știu. Da? Am discutat cu managerul orchestrei Festivalului din Budapesta, cu Fischer Ivan, și mi-a zis că eventual să vedem peste, s-au uitat și că peste 4 ani. Și sunt convins că Fischer Ivan, care e îndrăgostit de Ardeal și care a fost de mai multe ori aici, vrea să-și supere o casă în securime, probabil că nu o să aibă timp să se ducă, să stea în casa aia niciodată, dar, mă rog, să aibă și el plăsuți acolo. Sunt convins că, la un moment dat, dacă va găsi o breșă, să de ce v-ați lupt de aia, fiindcă va câștiga aici atâta cât câștigă la